În ultima vreme și Biserica Ortodoxă Română este zguduită din ce în ce mai des de tot felul de scandaluri în condițiile în care acestea se țin lanț și în societate. Doi ieromonahi din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Macarie Banu și Atanasie Parfenie, au elaborat un document trimis conducerii eparhiei amintite, în care își motivează o decizie nemai întâlnită, spun oamenii îmbrăcați în sutane, în istoria Bisericii Ortodoxe Române, aceea de a protesta față de aderarea înaltului prelat la hotărârile de anul acesta ale Sinodului Panortodox din Creta. În documentul amintit, cei doi călugări îl anunță pe înalt preasfințitul Ioachim Băcăuanu că începând din Duminica Sfinților Români 3 iulie 2016, noi, ieromonahul Macarie Banu, starețul schitului Oltuz Bacău și ieromonahul Atanasie Parfenii, am întrerupt pomenirea dumneavoastră ca ierarh al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului la toate slujbele bisericești și vom rămâne la această decizie până în momentul în care vă veți dezice public de abaterile de la dreapta credință pe care vi le semnalăm. Iată cum explică incidentul purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, preotul Alexandru Zamfir. Nu se ajunge la așa ceva sub nicio formă. Nu putem vorbi de o rupere în biserică. Până la urmă este opinia a doi ieromonași, e adevărat, dintr-o unitate bisericească, e vorba de schitul Oituz, din aria jurisdicțional canonică a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Atitudinea ierarhului locului și este aceea de îngăduință. Până la urmă, nu e prima dată când un copil se supără pe părintele lui, evident, fără motiv, sau aducând motive ușor puierile. Așteptăm cu o îngăduință întoarcerea celor care, din păcate, acum merg pe un drum greșit. Așa cum am arătat și în comunicatul de presă, argumentul scripturistic rămâne acela al pildei fiului risipitor. I se mai reproșează arhiereului că la sinaxa stareților din 13 iunie 2016 ar fi acuzat o parte din preoți ca fiind schismatici și eretici pentru că se opun ecumenismului și masoneriei, având poziție critică față de documentele adunării de la Creta. O altă greșeală de căpătâi a arhiepiscopului ar fi în opinia celor doi monahi și îngăduirea tacită a săvârșirii de cununii mixte de către o parte din preoții arhiepiscopiei. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei susține că există multe voci care contestă sinodul panortodox din insula Creta. Totdeauna un părinte își așteaptă fiul care rătăcește, se întoarcă și îl primește cu dragoste și îl reașează în demnitatea din care a plecat. Din păcate, sunt voci care se ridică împotriva sinodului din Creta, împotriva ecumenismului, împotriva a tot felul de lucruri pe care le consideră nedrepte, neadevărate, neconforme cu învățătura creștină ortodoxă. Principiul în baza căruia cineva viețuiește într-o mănăstire sau schit, cum e cazul de față, este acela al ascultării liber asumate. Întotdeauna lucrurile se vor vedea diferit, depinde din partea din care privești și depinde de cât de pregătit este să emiți opinii vis-a-vis de întâmplări sau evenimente, mai bine zis, din viața Bisericii Ortodoxe sau Bisericii Ortodoxe Române. Deși este regretabilă poziția celor doi ieromonahi, decizia lui Ioachim Băcăuanu este aceea de a continua să-i pomenească în rugăciunile sale și a-i aștepta să se îndrepte. Sincer, regretăm că acești doi ieromonahi au luat această hotărâre. Nădăjduiesc că vor reveni asupra ei. Ceea ce pot să vă declar este că înalt preasfințitul a spus că va continua să-i pomenească în rugăciunile înalt preasfinției sale și va căuta să păstreze comuniunea dintre ierarh și ceilalți care fac parte din rândul slujitorilor neatinsă, neșterbită și nesmintită de astfel de întâmplări. E ceva care nu cred că trebuie musai să facă obiectul unei analize din partea societății civile. E o reacție care presupune timp, întoarcerea lor va fi fără dar și poate, pentru că
Dumnezeu luminează și înțelepțește și dacă pentru o vreme suntem ispitiți să cădem în tot felul de lucruri. Reprezentanții Arhiepiscopiei acționează pentru îndreptarea prin rugăciune a celor care au greșit, fiind de părere că incidentul este ca o ploaie de vară. Și datorită păcatului numit mândrie, Dumnezeu ne îndreaptă și ne luminează și ne înțelepțește și ceea ce facem noi pentru îndreptarea lor e ceea ce fiecare creștin face pentru îndreptarea celorlalți, din familia lui sau din comunitatea în care se află, sau pentru lume în general, adică rugăciunea. Sincer, cred, doamna Flora, că n-ar trebui să vorbim prea mult despre asta. E un moment care presupune liniște. Părinții au nevoie să se întoarcă în matcă, o vor face și e ca o furtună de vară. Ne sperie, ne tulbură, dar în cele din urmă, pe cât de repede se pornește, pe atât de repede trece, iar stricăciunile care rămân în urmă se repară dacă există dragoste și pace și bună voire. Opinia purtătorului de cuvânt este aceea că acest incident cu cei doi călugări este o problemă internă a bisericii care nu trebuie supusă dezbaterii publice. E o problemă, o mică problemă. Eu chiar într-o discuție privată ne aminteam și vorbeam despre cum mă certau băieții mei când erau mici, atunci când de fiecare dată le impuneam cu autoritatea părintelui să facă ceva, ceea ce știam că este bine pentru ei și pentru formarea lor. Ei bine, e un astfel de moment. Copilul se supără, stă bosumflat, ia o măsură anapoda, părintele îl iubește și le așteaptă să întoarcă și le îmbrățișează și strânge la piept, îl sărută părintește pe frunte și îl îndeamnă să nu mai greșească și să meargă pe drumul care duce înspre Hristos, nu înspre nicăieri. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei apreciază că este foarte actual curentul anti, pentru că se aleargă după senzațional. Pare așa cu un impact și pe notă de fundamentare solidă atunci când vorbești despre anti-ecumenism, anti-masonerie, anti nu mai știu ce, adică să fie anti ceva. Nu putem fi acuzați sub nicio formă, nu există dovezi, nu există argumente, pentru că nu există ceea ce susțin ei. Dă bine într-un comunicat care are darul de a crea așa un fel de fenomenal. Acum, dumneavoastră, știți mai bine ce trebuie înserat într-un text ca să pară, să tindă spre senzațional sau să pară a fi senzațional. Rugăciunile, de exemplu, rugăciunile comune din Săptămâna de Unitate Creștină sunt după un program fixat la Patriarhie cu aprobarea Sfântului Sinod. Participarea la Sinodul din Creta a fost a jumătate din membrii Sfântului Sinod cu aprobarea întregului Sfânt Sinod. Arhiepiscopia nu confirmă nici faptul că la poziția celor doi ieromonahi ar fi aderat încă 40-50 de călugări din cele 27 de mănăstiri și schituri ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.